Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, alături de Consiliul Județean Satu Mare, a premiat sâmbătă la scena de folclor din Centrul Vechi personalitățile locale care și-au adus contribuția la dezvoltarea spirituală a localităților din care provin. Premierea a avut loc la scena de folclor din Centrul Vechi, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia zilelor județului Satu Mare. Se acordă domnului Cornel Achim titlul de luminător al satelor pentru activitatea de excepție pusă în slujba înfloririi spirituale a localității Domânești, semnează președintele Consiliului Județean Mihai Adrian Ștef și subsemnatul Robert Laszlo. De la cuvinte. Da, locul. Nu m-am gândit. Premiile au fost înmânate de către directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Robert Laszlo, și directorul Muzeului Județean Felician Pop, cel care este inițiatorul acestui eveniment. În cadrul acestei gale, premiem acele personalități locale care, prin contribuția lor, aduc un exemplu în comunitățile din care fac parte. Anul acesta, instituția noastră premiază 16 personalități din drept cuprinsul județului Satu Mare. Mă bucur că în fiecare an găsim oameni care fac ceva pentru fiecare din noi, care iată pot să contureze profilul identitar al acestui județ.